Salveți și bun venit la un episod de Farming Simulator 19 pe Barbă Neagră. Comentariul de astăzi vine de la Andrei Gaming HD, care zice: nu știu ce s-a întâmplat cu tine, dar parcă ți-ai pierdut sclipirea aia pe care o aveai la început, gen FS15 și FS17. Parcă acum faci treaba să fie făcută, în paranteză, în fermă, ai mult prea multe moduri și faci cam aceleași chestii pe toate mapele. Unde mai e și satisfacția aia dacă tu automatizezi o mare parte din terenul? PS, asta e doar părerea mea despre tine, fără supărare. Nicio supărare, Andrei, absolut niciuna. Vreau doar să... Asta e motivul pentru care am ales comentariul ăsta, pentru că vreau să-ți răspund de ce ți se pare ție că facem anumite lucruri repetitive și cum s-ar îmbunătăți lucrurile sau cum ar fi și mai rele. Noi suntem undeva pe la mijloc. Hai să-ți explic. Acum, pentru că Farming Simulator 21, acum dacă își păstrează numerotarea crescătoare, să zicem că se va numi 21, a fost amânat cu încă un an. Gândește-te că o să trebuiască să o mai suporți un an de zile cu gameplay-urile de-astea. Și jocul ăsta este un simulator despre agricultură. Deci, practic, mereu vom avea tractoare, combine, remorci, ce mai avem pe aici? Loading wagon, semănători și așa mai departe. Și de asemenea, mereu, pe orice hartă vom juca, vom avea terenuri. Și pe orice hartă va trebui să plantăm și să recoltăm. Doar că dacă aș juca cu recoltele din joc în continuu, aș înnebuni. Așa că, uite, suntem pe o hartă acum care ne permite să punem o grămadă de recolte noi, care se plătesc diferit. Apropo, avem la cafea, am făcut recolta, auto aici, am mâncava și avem 178 de tone de cafea, care trebuie vândut. Avem un preț de 1861. Mua! Jujuc sau ce? Iar în legătură cu sclipirea pe care aveam în 15 și 17, nu sunt total de acord cu tine. Pentru că eu nu pot să mă uit la gameplay-urile din 15 absolut deloc. Plus de alta, 19 a introdus foarte, foarte multe chestii noi și interesante și ăsta este motivul pentru care nu aș mai juca 15 sau chiar 17. Lucruri precum închirierea utilajelor, care ne permite nouă să facem gameplay-urile mai interesante și să încercăm utilaje în continuu, iar prezența modurilor ne face jocul fresh. Gândește-te să fii jucat în continuu cu aceleași tractoare și combine pe fiecare hartă pe care ai fi putut face aceleași lucruri. Pentru că fiecare hartă e practic un plan cu niște terenuri și niște decorații. De multe ori hărțile au aceleași decorații între ele, adică aceleași ambare, aceleași pietre, aceeași textură de pietriș. Așa că puține sunt hărțile alea care vin într-adevăr cu ceva diferit. Spre exemplu, harta asta are d-astea. Asta e o chestie diferită. Cât de cât, nu foarte foarte, adică o cascadă în fermă. Sunt multe lucruri noi ce oamenii le-au adus în materie de hărți, dar nu multe lucruri noi, cum să zic eu, separate față de ce oferea deja Farming Simulator. Așa că probabil de asta ți se pare ție plictisitor că nu vezi dincolo de lucruri. Sigur, și în realitate, gândește-te în realitate, cât de interesantă e agricultura. Că, practic, te pui cu semănătoarea pe teren și eu dacă aș face un episod în care aș semăna tot terenul ăsta, du-te vino, mi-ar lua probabil 25 de minute să termin două terenuri de-astea și atât, nici măcar n-aș mai avea timp de fertilizat, dar minte de erbicidat sau de recoltat. Așa că ăsta este și scopul automatizării pe care eu o fac în seriile mele. Automatizez anumite lucruri care ca să-mi permită ca în timpul ăsta de 25, relativ 30 de minute pe care noi îl facem de gameplay, să cuprind cât mai multe activități. Știu că foarte mulți dintre voi sunteți fani forestry, cum bine știți că și eu sunt. Așa că avem timp de un pic de forestry, după care mai sărim în partea cealaltă și facem o recoltă, pentru că totodată păstrăm noi lucrurile interesante, dar se pare că rădăcina asta nu vrea să dispară, dar totodată trebuie să facem și progres pentru fermă. De asemenea, mult progres se produce offline, adică terenurile pe care eu le încep în videoclip, fie că încep să le recoltez, fie că încep să le semăn, fertilizez, erbicidez, eu mereu le termin în offline, pentru că, din nou, e o chestie care plictisește foarte mult. Nu o zic eu, ați zis-o voi de atât de multe ori. Și ăsta este motivul automatizării. Practic și la o fermă și în realitate când ieși, că practic vorbim aici despre un simulator, ideea e că vrei cât mai mulți angajați ca să-ți facă treaba aia cât mai rapid, da? Deci dacă ai un teren foarte mare, evident, nu-l aduci pe Costel care dă o dată cu semănătoarea, după aia se duce tic-tic-tic-tic rapid în fertilizator, pac, fertilizează, după aia tic-tic-tic-tic în erbicidator și așa mai departe. Nu! În niciun caz, angajezi un om pentru ăla, un om pentru ăla, mai și un mecanic care să țină utilajele updated, gen în formă bună de funcționare. Gândește-te la toate lucrurile pe care o fermă le
necesită. Și eu aici, de exemplu, nu sunt tractorist sau sunt om care taie la pădure. Nu, sunt de toate. Poți să mă numești patron dacă vrei la ferma mea, dar totodată și lucrez. Așa că mă folosesc de mecanica asta a jocului, și anume lucrătorul automat. Hai să oprim asta aici. Pentru a face niște progres. Eu în asta văd distracție la jocul ăsta. Jocul ăsta mi se pare că e un pic, cum să spun, un pic managerial. Știi? Adică pe lângă treaba asta că te duci cu tractorul pe teren, trebuie să te gândești și la scopul tău. Adică scopul meu, de exemplu, e să cresc financiar foarte mult. Și atunci trebuie să manageriez foarte bine economia fermei tale. Evident că de unul singur, dacă mă duc cu tractorul, cu combina, eu descarc, eu, cum era aia, eu dau pase, eu șutez, eu apăr, știi, adică ce facem? Clar, n-ar mai fi, cred eu, deloc interesant. Și da, n-aș îndrăzni să mă uit la videoclipurile mele cu fese 15, pentru că nu aveam un comentariu atât de... Hai să zicem doar că în perioada aia eu nu eram foarte happy ca și om, știi, și nu eram încă polișat în ale comentariului pe YouTube, și din cauza asta comentariul din FS15 nu cred eu că merită auzit. Și da, mereu încerc să aduc lucruri noi, și de asemenea, uite, chiar acum eu joc un Lamborghini din joc. Am băgat un Lamborghini, stai să vedem pe unde îl găsim, cred că la medium access, dacă nu mă înșel, cred că îl găsim una bagele așa. Și am băgat un nou Lamborghini pentru că l-am văzut, a apărut pe site-ul oficial Farming Simulator și atâta. Așa, pe secțiunea de moduri, dar vreau să văd dacă s-a și activat. Dacă nu, nu e o problemă, oricum nu plănuiam să-l iau. Filar, Arch Tractors? Nu cred că e. Poate nu l-am activat eu. Vezi? Da, uite și cu tractoarele astea. Deci, astea sunt tractoare belea, mamă. Deci dacă n-ar exista moduri, ar fi fost horrible. Horrible de horrible. Da, mă, nu e aici. Opa, uite, cu asta ar trebui să încercăm noi o Skoda de-asta, 280 de cai putere. That's very nice. Ia să vedem la Small Tractor, să o fie aici. Păi, eu mai amintesc că l-am activat, mă. Ha! L-am activat, mă, n-am mintea atât de proastă, deși uneori mă dezamăgește. Lamborghini Nitro, 72.500 de euro, are 100 de cai putere, nu știu dacă merge upgradat, ar trebui să meargă, te rog frumos, vorbim totuși de un Lamborghini. Așa, ce mă dezamăgește este viteza. Nu are decât 53 de km pe oră, which kind of sucks. Mă așteptam, din punct de vedere al mărcii, să meargă un picuț mai rapid. Mi se pare că ăsta e sub ce avem noi, ce avem noi un picuț mai baban. Dar, ca să facem echipa completă, am putea să luăm și pe ăsta. Ia să vedem că... Damn, son! My dudes, uite cum arată pe griu ăsta. Voi nu știți, dar eu sunt îndrăgostit de Tesla Cybertruck. Și fix culoarea asta o are, pentru că Tesla Cybertruck nu este vopsită. Este un aliaj metalic folosit chiar și la navele lor spațiale. Și cum vine, așa ți-l dă. Nu e chituit, nu e vopsit, nada de nada. Iar ăsta mi-aduce foarte, foarte mult aminte de Tesla Cybertruck. Acum mă mănâncă, mă simt ca o femeie. O culoare m-a făcut să vreau vehiculul ăsta, în ghilimele vehicul. Ia să vedem la design, putem să schimbăm cu ceva designul? Voi vedeți de webcam-ul meu, vedeți, da? Așa. Nu văd cu ce se schimbă designul. Poate... engine setup. Putem să mărim până la 130 de cai. Păi, da, stai puțin, nu eram pe design, lol. Așa, design standard. Without front fenders. Mă, nu știu. Îmi place mult cu front fenders. Îmi place mult de tot. Și așa la wheel setup. Ia-o pe aceea asta. Păi ce vorbim, bobiți? Iau-te silicoane. BOOM! Altă viață, tatele. Altă. Cui nu-i place, mă? Hai să recunoaștem. Hai să recunoaștem. E frumos, standard, natural, dar... Upgraded, bitch. Upgraded. Narrow tires. Hopa, să vezi tu că avem soluționes. Mie îmi trebuie un tractor cu narrow tires. Doar că e păcat de roțile alea groase, așa că mă mai gândesc. Ok, avem twin. Asta cred că e overkill. Pentru tractorul ăsta de 130 de cai putere, cred că e... Aoleu! Asta e și mai overkill. Claros! Ok, avem și greutăți, văd. Bă, clar îl iau. Clar, dar iau la o trântă, îl închiriez prima și prima dată. Bun, hai să luăm cu greutăți, ci cu white tires, pentru că îmi place foarte mult. Engine setup-ul e la maxim, cover. Sus aici, girofar. Nu o să vreau cu girofar. Front loader, hopa, se pare că avem și opțiunea de front loader. Bun, hai să dăm ăsta un lease, mamă, dar stai puțin.
Ah, putem metalic și la roți. Bă, dacă luăm metalic, îl luăm cu totul, ce să mai... Vai, tași că sunt curios acum. Am deja câteva utilaje, așa că o să mă teleportez dând click la shop-ul ăia, nu? What? Pot să dau click pe fertilizator? What the fuck? What the hell, man? What the hell? Trebuie să scap de voi, bă! Trebuie să scap de voi, că m-ați înnebunit aici. Ia mă, tată, ia. Wow. Deci eu sunt mort opătesc la Cybertruck. Mi se pare cea mai de cele mai cele. Nu neapărat la design, nu. Și la ce are. Știu că multora nu le place designul, dar dacă vezi dincolo de design și de ce are designul ăla, ai că nu mulți știu de ce are designul ăla. Dar când afli de ce și care e funcția lui de fapt, practică, n-are cum să-ți placă. Bine, mă, că dai tu cu petarde. Ba, o spanioli ăștia în tot anul, pe tot parcursul anului, îi dau cu petarde. N-am idee de ce. Nu sunt artificii, sunt petarde. Bum, bum. N-am, nu știu pentru ce compensează băieții ăștia, dar nu e fan deloc. Bă, arată în mare fel, adică metalicul ăsta, mai ales de la spate. Vahai, nici nu zici că e tractor de 130 de... Că ai putere. Zici că e altceva, boss. Bă, dacă avea un bot de ăla ca la doi țfar. Vahai, era... Doamne, doamne, ce fain merge. Așa, avem lumine și aia. Bun, i-am dat-o pe tot. Gorgi din interior. Ok, ok, textura nu este cea mai de înaltă calitate, dar nici nu ne facem probleme, nu conducem foarte des din interior. Am două oglinzi laterale exterioare și interioare. Bro, asta e ceva nou și se pare că avem și ceasul la bord. Oh, avem bordul iluminat. Ce mă place, ce mă place. Wow. Bro, chiar merge fain. Boss, merge bine de tot. Știi ce? Merge atât de bine. Vai, deci îmi place prea mult. Vă spun, îmi place mult prea mult. Ok, nu o să-l cumpăr acum, îl cumpăr offline, dar vreau să mă întorc să-l cumpăr. De asta m-am întors. Atât de mult îmi fucking place. Wow, deci e genial. E absolut, absolut genial. Da, o să-l păstrez, clar. Deci ca un pic cu ăsta închiriat și după aia cumpăr aceeași variantă. Pentru că e prea mișto. N-ai ce să-i faci, uite-te și tu cât de fain merge. Se controlează excelent, deci mi se pare un mod extraordinar de bine făcut. Îl aveți în descriere, am pus link-ul acolo dacă vreți să-l descărcați și să-i dați un test. Mie mi se pare că e gorgeous. Superb, absolut superb. Bun, hai să trecem aici un picuț. Ce avem noi aici? Văcuțe sau oi? Acolo sunt văcuțele, din câte mi-a dau seama. Da, că avem aia de lapte în stânga. Bun, eu am siligi. Pot să fac niște iarbă. Ce nu avem noi. Fii atent, eu nu cred că avem paie ca să facem acum cu treaba cu văcuțele. Așa că ne mai abținem un picuț. Dar în partea asta ce ar trebui să avem? Animal dealer. Aici avem oile? Aici avem oile, mâncaleaș. Ok, se pare că oile nu au țarc. Bine, nu-mi fac eu problemă. Farming renovation. Da. Așa, și hai să cumpărăm niște oi. De la farm dealer, nu? Cumpărăm oile. E ciudat, știi, că animal dealer ar fi trebuit să ne dea toate tipurile de animale, nu doar oile, da? În fine. Avem așa, brown, white, black and white și black. Bă, hai să luăm, să le luăm pe astea. Hai să luăm pe astea maronii. Că cu albe am tot lucrat și am jucat foarte, foarte mult. Ok, bun, hai să luăm pe astea. Cât avem? Hai să vedem. Avem 300 de euro... per bucată și avem 236.000 de euros balanța, dar nu uitați pentru că avem foarte, foarte multă cafea care trebuie vândută. Așa, că ce mai zic eu aici? Hai să cumpărăm aici o grămadă de astea. Nu știu exact care este capacitatea țarcului ăstuia. Poate 50? Nu știu. Vedem dacă atingem capacitatea. Oricum, acum suntem pe minus 14.000, oricum am bani, berechet, eu tot dau aici, ia fii atent. Cu space și cu click-ul. Ah, nu, că nu vreau să confirm. Stai un pic. Brown. Ba, am luat brown-uri, da? Aici, tatăle. Mamă, nici nu le vezi pe astea în umbră. Lu, ce s-a înțepenit asta să speria de mine. Bro, pe astea în umbră nici nu le vezi. Ce funny. Stai așa că mai vreau. Câte avem acum? Stai așa să vedem. Avem... What? Cum adică avem 50? Am luat fix 50? Cum se poate așa ceva? Ok, și acum avem 51, gace. Ok, brown, dăm enter-ul și click-ul, hai, brang! Și acum dacă apăs două butoane care fac același lucru, evident că vom face treaba de două ori mai rapid. Asta înseamnă management, baby.
Management. Bă, cred că ajunge. Hai să dăm un confirm. Am luat de 27.000 și avem un total 143, pardon, de oițe. Gorgeous. Ok, apă nu o să le dăm acum, pentru că o să avem aici irigare, care o să vină mâine la 6 de dimineață. Uite, vezi, și ăsta e un mod. Și într-adevăr, ne elimină o treabă, și anume că trebuia să venim cu cisterna și să dăm apă la oi o dată la câteva zile. Și într-adevăr îți ia chestia asta și îți ușurează treaba, dar totodată trebuie să vii aici ca să dai de acea valvă ca să curgă apă. Și fiindcă nu mai faci munca asta repetitivă, îți permite să te duci să faci alte munci repetitive. Despre asta este vorba aici. Dar ce trebuie noi să facem acum e să luăm niște iarbă. Ce nu am eu este un loading wagon. So that sucks. Hai să vedem ce loading wagon-uri avem noi pe acelea. Prap, la dreapta, loading wagons, și avem ceva opționes. Avem, dar nu foarte bune. O avem pe asta. Asta este foarte interesantă. Avem un vehicul tare de tot. Și mă mănâncă să-l iau, sincer. Chiar mă mănâncă să-l iau. Vehiculul ăsta, de asemenea, o să apară pe 12 noiembrie. Nu mai știu unde e, stai să-l vedem. Pe 12 noiembrie, în următorul DLC de la Farming Simulator 19. Adică acest unitrack de la Linder, care merge cu diferite atașamente. Într-adevăr, costurile nu prea justifică investiția. Sunt de acord cu voi. Costurile nu justifică investiția. Dar mă mănâncă. Dar îmi place. Îmi place Linderul ăsta și îmi place mult de tot. Și parcă aici dau o șansă. Mă, fuck it, am zis că în seria asta încercăm lucruri noi, chiar dacă nu sunt cele mai bune alegeri din punct de vedere economic. Așa că îi dăm o șansă. Wheel setup standard, rear twin wheels, nu avem nevoie, avem nevoie doar de standard. Beacon lights, nu avem nevoie nici de astea. Îi dăm cu baiu și am dat bănișorul. Așa, după care evident că o să ne mai trebuie și o să ne trebuiască și atașamentul de la loading wagons. Adică ăsta de 10.500. Din păcate ăsta nu putem să-i schimbăm culoarea. Bun, acum, stai așa să ne dăm și noi pe spate o lecoșă. Nici n-am văzut poarta asta. Deci avem poartă și Achilea. Se pare că ăsta este țarc, într-adevăr, da. Deci avem oarecum un țarc. Na, excelent, adică nu prea arată țarc, dar el este. Bă, dar îmi place Lamborghini-ul ăsta de mor. Deci îmi place de îmi place. Îmi pare rău că are doar atâția cai putere, doar 130, pentru că ar fi fost frumos să aibă un picuț mai mulți cai putere. O să las afară pentru că vreau să-l văd mai des. Hai să punem aici că îl văd. Uite mă că avem și rezervor de apă, pe care evident că îl voi returna, îl voi vinde, pentru că nu am ce să fac cu el acum. Mai ales dacă avem modul ăsta în care dăm apă mereu de la instalator, de la, cum e mă, de la țeavă. Dăm direct de la țavă. Și ia să vedem aici la owned items. Hai că ne scoatem remorca la Linder. Cred că dacă vindem ăsta e aproape. Aproape, oricum este un rezervor relativ micuțel. Salvăm un pic să fim siguri. Le bon, le bon. Bun, hai să mergem să luăm drăcia, pentru că asta e super, super interesantă. Bă, da, ciudat bă că pot să mă duc la fertilizator și la ăștia. Like, what the hell. Stai un pic, eu din câte știu aveam și un fel de remorcă. O avem la trailer soare. Tot pentru Linder mă refer. Și dacă am avea o remorcă, gen tip platformă, nu remorcă de grâne, m-ar ajuta. Asta? Nu, asta e pentru altceva. Asta e pentru altceva. Avem două remorci aici pe care nu le-am încercat până acum. Sunt foarte miștoace, dar suportă că 35 și 39. Olo! That's interesting. 39 de tone, ha? Bă, băieți, nu e rău 39 de tone. Nu este rău. O închiriem pentru 1000. O închiriem pentru 1000. Să o închiriem sau să nu o închiriem? ok, interesantă. Hai că ne jucăm și cu asta. Ne jucăm, dar stai un pic. Avem foarte multă cafea de vândut, știi? Și eu caut cea mai rapidă soluție la capitolul ăsta. Dar vreau să văd dacă avem acea platformă pentru Linder. Mă, eu nu văd. Mai avem totuși, uite, una aici. Tipper module. Cred că asta e, doar că asta suportă și toate tipurile de grâne. Vreau să văd cât de adâncă e. Nu, nu și nu. Cred că asta merge și nu mă costă decât 2400. Așa că o vom și cumpăra. Așa, îi dăm aici un buy. Gorgeous. Mai avem și altceva? Maybe. Uite o remorcă interesantă aici. 57. Oh my god, that's bueno. That is a bueno, that's nice.
Așa, mă mai uit un pic pe la platforme pe aici să vedem dacă avem ceva pentru Lindor extra. Se pare că nu. Mai avem noi o remorcă pentru Lindor, dar nu e pacilișa. Pachilișa. Așa, tatile. Ce-mi place mult la Linderul ăsta este direcția față-spate. Era să zic față-verso, știi? Dar asta îmi place teribil. Bun, hai să încărcăm niște iarbă, zic, ca să ducem și noi la ale noastre proaspete aduse oi. Sau proaspăt aduse oi. Da? Păi sau să-l vedeți și în noiembrie. Ia că eu joc acum cu el și când o să apară DLC-ul o să fiți deja plictisiți de utilajul ăsta. Doar că nu știu sigur dacă în DLC este complet electric sau nu. Aici văd că se aude motorul, deci probabil avem un diesel. Mă gândesc. Dar din câte știu ar trebui să fie electric. I don't know. Vedem. Mamă, suntem deja la 20 de minute și avem o grămadă de muncă. Holy shit, man. Ne facem mici upgrade-uri. Mă gândeam să ne mai mutăm noi din terenuri, chestii, vă arăt eu după aia ce planuri avem. Dar sunt, trebuie să recunosc, foarte entuziasmat de ce am făcut aici. Faptul că am unit aici principatele romane. Ia uite, avem dita mai terenul care o să fie complet cu iarbă. Deci ăsta o să-mi dea foarte mulți balos de silici. Asta înseamnă pentru mine venit constant, which is very nice. Pentru băiatul de mai devreme, gândește-te că avem niște angajați la fermă care vin să ne facă toată treaba și noi trebuie să-i manageriem. Mai lăsăm așa de capul lor, trebuie să ne îngrijim și noi un picuț de ei, deci te rog frumos. Aici sub iarba crescută avem și niște iarbă tăiată pe care nu am avut timp să o strâng. Am zis că bă, dau o dată peste ea cu sămănătoarea, că oricum trebuie să fac chestia asta. Acum parcă aș veni cu un windrow or ceva. Hai să punem jos trapa, de data asta loading wagon-ul are trapa pe spate. Nici de cum pe față, cum ne-am obișnuit la toate loading wagon-urile de până acum. Și pentru că iarba nu este strânsă cu un loader, evident că nu vom avea șiruri de alea foarte bogate. Dar se pare că ne strângem și ne strângem bine. Se pare că viteza de încărcare de 20 de km pe oră. Și trebuie să recunosc că îmi place tare mult de la volan. La asta chiar îmi place mult să conduc de la volan. Faruri? Cum sunt cu farurile? Pentru că vine noaptea acum. Oh, avem și pe spate! Timsan, avem pe spate ca lumea, nu așa? Bă. După cum bine vedeți, de la volan ai într-adevăr vizibilitate foarte, foarte bună. Așa că nu regreți. Gata, le-am luat pe toate. Deși e un pic ciudățel, pentru că funcționează un pic altfel decât te-ai aștepta. Fiind un loc din wagon care încarcă abia pe spate, când întorci vehiculul, întorci și punctul de încărcare. Și un pic dubios. Dar ușor, ușor te înveți. E în regulă. Era fain dacă avea și ăsta un atașament cumva pe față. Dar nu știu, îmi place. Chiar îmi place. De-abia aștept să văd dacă funcționează bine cu Corseplay-ul, pentru că, da, vreau să-l automatizez și pe ăsta, pentru că o să avem aici un teren extraordinar de mare și vreau să facă singurel strângerea asta de iarbă și să și ducă să descarce. Nu știu, mi se pare că mai avem niște iarbă în silos, doar că am vrut să testez, evident, Linderul. Adică terenul ăsta arată ca curu. Trebuie neapărat să-l rezolvăm. 100% perfect, o s-a ridicat trapa, s-a ridicat, let's go. O, ce frumos mergem. Hai să mergem și noi pe drum ca oamenii. Very nice, mai avem 78.000 de euro, dar am făcut niște progrese. Păcat că nu mai avem bani de acel Lamborghini. Da, îl mai folosim un picuț închiriat, eu oricum doar am vrut să-l văd, înțelegi? Da, uite că am vrut să vi-l arăt inițial și acum am îndrăgostit eu de el numai din cauza culorii. Să nu-i spună Mihaela că după aia o să râdă de mine, că am vrut un tractor doar pentru culoarea sa. What? Balonul din față cade? Bro, balonul din față nu prea arată prea drept. Ok. Nu e de la ecranele voastre, într-adevăr, balonul cu aer cald pe care îl vedeți sus e cumva la un unghi. You good, bro? Nu prea. Hop, s-a îndreptat. What? A bătut vântul atât de tare încât s-a strâmbat un pic? Cred că asta a fost, cred că asta era beleleaua. În fine, oh, wow. Uite, mă uit în... Bine, că în cealaltă oglindă retrovizoare nu pot să văd nimic, dar în asta din stânga chiar vezi finalul, chiar și vezi... Wow, vezi și roata care se... care virează, mă rog, se îndoaie, vrea să zic. Bă, asta e mișto de tot, poți să conduci de la volan cu ăsta dacă ai un volan și joci Farming Simulator, așa mi se pare genial dacă conduci cu ăsta, pentru că poți să dai acum și cu spatele. Păcat că nu are ceva și aici, dar evident avem remorca în spate, așa că n-am fi văzut decât o mare, mare de iarbă. Așa trebuie să mai vin să mai... Oh, man, trebuie să venim să încărcăm și astea. Mai avem câțiva baloți aici pe acolo pe care trebuie să-i culegem și vom face asta cu Lamborghini-ul. Cu culoarea lui metalizată. Poți să iau și eu pe aici să sar?
Mă înjură cineva? Oh, bro, uite ce articulat e utilajul ăsta. Ia fii atent, ia fii atent, ia fii atent. Dude! Cum să se articuleze mahalul ăsta? Bro, e fain. Uite-te și tu cum... Ok, doar eu sunt uimit de treaba asta. Ăsta e articulat mișto de tot. Wow. Ok. Gorgeous. Deci n-am ce să-i reproșez. Aici avem apă și în partea asta vom avea iarba. Hai să ne încadrăm frumușel, cum ne încadrăm de obicei. Îi dăm cu I-ul. Este utilajul perfect. Chiar dacă ne-a costat ceva, nu mă interesează. Este utilajul perfect. Într-adevăr, nu suportă foarte multă încărcătură, dar e îndeajuns pentru animale. Ia să vedem cam cât le-ar mai trebui. Încă pe atât și un pic. Da. N-are nimic, facem drumul ăsta de câteva ori pentru că e prea mișto, mă, prea mișto. Hai să-l parcăm pe ăsta o lecuță. Bro. Haide, fă-mi și mie loc. Iar trebuie să vin să pun ceva aici. O să testez să văd dacă merge. Ha, bună idee. Fii atent cum facem. Hai să testăm să vedem dacă merge cu un palet de fertilizator sau ceva. Ok, hai să mergem. Până una alta o să fac un pic de off-roading pe aici. Oh my god. Stânga maxim. Oh, n-a vrut. Am luat un pic dreapta și s-o dus. Aluneca fix în molul ăsta de aici. Op, op. Oh shit. Oh shit. Cal. Cal, gata. Bun, remorca cealaltă e la magazin și o să mă complic foarte mult, dar hei, așa trebuie să facem să fie frumos. Așa, remorca asta să o punem în garaj, vreau să o pun lângă, bă, țăranu-i pe câmp. M-am obișnuit atât de mult fără garaje încât acum că am, tot nu le folosesc. Ia uite ce frumos, dam cu Q și pe aia purgedem la shop. Să luăm cealaltă remorcă, să o aducem, că oricum trebuia să o aducem. Și o aduc plină de paleți. Fiți atenți că o aducem plină de paleți și pe aia. Vai ce mă place cu ăsta. Eu acum, v-ați prins ce fac, nu? Caut motive stupide pentru a merge cu linderul. Că îmi place să-l conduc. Atât tot. E seara, este ora 6:24 și din cauza asta apune ușor soarele. Și ne dă un picuț în geam. Văd glare-ul ăsta care ne-a apărut în geam aici. Nu, geamul nu este atât de spălăcit. Doar reflectă lumina în el. Și e foarte realistică treaba asta. Chiar foarte, foarte realistică. Așa, magazinul e pe dreapta, o să merg pe aici pe drum. M-a mai jurat cineva că ai drumuri și nu le folosești. M-a jurat de pe seria de Slovak Village, deci îl țin minte pe băiat. Deci clar, mi-a intrat asta în minte de atunci. Acum am grijă. Am grijă. Uneori. Uneori am grijă, uneori nu. Depinde cât de mult mă grăbesc. Așa, tatăle, mamă ce dragă mi-e de asta. Bă, și pare atât de simplu. Dar articularea aia m-a lăsat mască, deci chiar mi-a plăcut teribil cum se articulează. Sunt curios ce putere de urcare are. Dacă are tracțiune bună, că viteză, da, nu e excelent la viteză, dar sunt curios la urcare cum e. Așa, mă, ia, bă, deci ia niște curbe ăsta, mai ales... Wow, mai ales fiindcă are direcție pe spate. Genial! Așa, tatăl, ia, hai să le punem pe astea. Uleu! Mamă, ia. Tași că nu e mai arată cât de articulat e ea. Ia uite-te și tu cât de articulat poate să fie acolo de la mijloc. Du-te, mă. Cred că e din cauza sau datorită faptului că... Când e cam o, două ne cam. Poți să dau obloanele jos? Ne, nu poate. Click-anum. Nu merge. Nu merge. Cred că e din cauza faptului că iarba este menită să fie și pe dealuri în general, nu? Și lucrând cu utilajul ăsta pe deal, mă gândesc că trebuie să fie ușor articulat pentru a lua de pe peste tot iarba. Which is very nice. Which is very, very nice. Stai aici să-l îndrept ăsta. O, doamne. Asta e cu concentrare. Așa. Hap! Oh my god! Perfect! Perfect! Nu mai am unul! Mai am unul ăsta. Luăm acirea unul de ăsta. Noi, deci modul ăsta cu mâna mie, unul mi-a schimbat viața. Și încă un pic, așa. No, ce vorbești? Îți faci și-o cu mai fain. Ala! What? No! Oh, man! S-a descărcat în remorcă și nu vreau să se descarce în remorcă. Uite, s-a împrăștiat acolo. Goddammit. Opa, se pare că merg și Kinji.
Ok, se răstoarnă. No, dar este top heavy. Se pare că centrul de greutate s-a... Țăcă! Mamă, articularea vieții! Aoleo! Duhamne! Prin ce am trecut? Holy shit, m-am luat cu transpirații. Dar hai că am salvat-o. Mamă, ce s-a murdărit, l-am luat doar un pic. Bă, am impresia că bălțile din harta asta sunt puțin codate, astfel încât să-ți dea foarte, foarte multă murdăreară pe utilaje. Adică mult mai mult decât dacă ai merge prin teren arabil. Like de 2-3 ori mai mult. Se pare că dacă bagi orice vehicul prin bălțile astea, ți-l murdărește! Țai de viața mea! Ua! Era cât pe ce? A doua oară. Nu m-am învățat minte, trebuie să iau curbele un picuț mai cu viteză redusă. Un picuț doar, nu mult. Ia uite mă, avem și urme pe aici, ești neon. Bă, linterul ăsta e foarte mișto făcut. Wow, avem și bordul iluminat. Foarte frumos, domnule. Foarte, foarte frumos. L-am prezentat cu toate atașamentele. Aproape. În videoclipul meu, când v-am spus despre următorul DLC din Farming Simulator. Acolo l-avem. Așa, mergem acum la oi. Și încerc să pun un palet de asta, să vedem dacă îl ia ca și entitate. Normal ar trebui să-l ia, nu văd de ce nu ar face eu. Iar l-am băgat prin amol și ar o să se murdărească de doamne, doamne. Ești bine, broschi? Oh, doamne. Hai să-l parcăm aici, fixând drum. Așa. Bă, o să iau astea. Hăți, dă-mi-l pe ăsta. Gorgeous. Gorgeous. Și-l vom pune aici. Hap, acum nu este în drum, dar este în drumul porții. Și asta e ceea ce contează. A, ia stai să vedem dacă se mai închide poarta. N-are cum să se mai închide acum. Nope, nu se mai închide, e bine. E pe bine. Încerc să dau cu spatele. Ia, hai să vedem dacă putem să dăm cu spatele doar uitându-ne în oglinda retrovizoare. O, doamne. A, mă, că nu e rău. Deci eu doar în oglindă mă uit acolo. Ok. Mă concentrez. Mă concentrez. Acum facem așa. Pac. Dă un pic la dreapta. Un pic la stânga să întoarcem. Gata, fraților. Și am ajuns în fermă. A? Tare sau ce? Și am derapat pe namol. Aia a fost. Am dat-o pe derapare. Îți... A, deci n-a fiți idee cât de fain e ăsta la condus. Deci căutați, dacă vă interesează utilajul ăsta, îl găsiți sub numele de Linder Unitrack. Dacă vreți să fiți mai exact, căutați Linder Unitrack 82 EP FS19, da? Și o să-l găsiți ca și mod. Ca să mai pun link în descriere, pentru că nici nu mai știu de unde Dumnezeului l-am luat. Și așa îl găsiți foarte, foarte ușor. Fără compromis, cum zic spaniolii, sin compromiso. Să-l punem pe ăsta un picuț aici până îl descarc eu. Hop! Gorgeous! Așa, avem niște cafea. Semănătoare, stai să vedem. Deci avem Massey Ferguson-ul ăsta. Hai să-l ducem un pic mai înăuntru pentru că stă un pic în ploaie. Stai să-l ducem pe aici. Nu știu, cineva zicea să-mi upgradez Massey Ferguson-ul ăsta. Mane, e foarte frumos. De ce ai vrea să-l upgradez? Așa, trebuie să strângem. Trebuie să strângem și ele. Corect. Am foarte multe lucruri de făcut. Trebuie să mă duc și cu semănătoarea, să o pun la treabă. Dar înainte de toate vreau să folosim noul închiriat Lamborghini și să strângem câțiva baluți pe care îi mai avem pe acolo. Mai avem foarte puțin, dar i-am înșirat de foarte multă vreme și nu-mi place cum arată. Arată urât și nu e ordonat. Despre asta este vorba. Ala a fost. Ia uite, mă, a? Echipa de șoc. Cât de tare. Da, mă, ăla e mult mai baban. Adică... Și da, îl judec după mărime, ok? Tractoarele trebuie să judecate după mărime. Aici facem excepție. În alte situații mai personale, hai să nu judecăm după mărime, că mai avem și personalitate pe lângă, care cred eu că e mai importantă un pic, așa. Deci, să nu exagerăm. Unde avem? Aici, parcă remarcă, nu? Da. Iopo. Iau tocilea. Cred că o să fac mai încolo și niște baloți de iarbă. Pentru rație mixtă mă gândesc. O să avem... cred că o să începem la rația mixtă când o să avem văcuțele. Vreau să încep cum făceam noi de foarte mult timp și anume să nu mai începem cu fabrică de rație mixtă, ci să începem cu forage mixer, se numește. Este un utilaj care îți amestecă paiele, siligiu și iarba. Și să facem chestia asta ca pe vremuri, pentru că
am un mod cu o rampă, bă, de atâta vreme și nu l-am folosit până acum deloc, așa că vreau neapărat o scuză să folosesc acea rampă. Și când ne luăm văcuțe, așa le vom hrăni o perioadă. După aia o să dăm noi pe rație mixtă făcută la fabricuță, dar pentru început o să optăm pentru manual. Să strângem aici, gorgeous, avem unul, avem unul. Bă, deci tractorul ăsta e genial, mă. Deci o să-l iau numai pentru treaba asta. A, cred că îl vând pe celălalt și le iau pe ăsta, chiar dacă e mai slab. Îmi place, ce vrei? Chiar îmi place foarte mult. Genial, și mi se pare că și de la volan se vede foarte mișto. Adică pe lângă că poți să vezi aproape portierele întregi, doar uitându-te în față, uite-te și tu cât vezi din laterale. Oglinzile retrovizoare nu sunt excelente, într-adevăr, astea nu mă încântă extraordinar de mult. Dar în rest, n-am ce să-i reproșez, adică am vizibilitate foarte, foarte bună. Pe aici nu avem niciun balon, nu? Nope! Avem aici câți? 2, 4, 6, 7 baloți. Ok, mergem cu ăștia. Prea faină culoarea asta, prea faină, prea faină. Am zis că atunci când apare Tesla Cybertruck, apare, normal este programată să fie lansată... A, uite, mai avem aici unul. Pe, de fapt nu știu pe ce dată exact, dar ci la anul. Adică în 21, da, 2021. L-am luat, mă, pe ăla? L-am luat. Avem oare ceva căzut pe aici? Uneori baloții o mai au la vale prin partea asta, dar se pare că nu, suntem bine. Și da, doar că foarte mulți oameni au dat pre-order la Tesla, pentru că nu este foarte scumpă, e decât 35.000 de euro. Și nu sunt sarcastic, pentru o mașină de asta, 35.000 de euro este foarte, foarte ieftin. Mai ales că o să aibă un range de 800 de mile, asta înseamnă undeva la un 1000 poate de kilometri, 1000 ceva de kilometri cu extended pack-ul. Deci, bă, niște chestii de n-ai văzut în viața ta, știi? Adică niște lucruri extraordinare, să nu mai zic de rezistent. Etică, sunt multe, faine. Dar mă gândeam că poate în 5-6 ani de zile, cine știe, poate oamenii se ajung la zi, mă rog, cu... Oh, man! Cu comenzile. Și sunt în stare, n-am făcut niciodată în viața mea un împrumut până acum, dar sunt în stare pentru Cybertruck să fac și un împrumut. Pentru banii aia, pentru că e într-adevăr o mașină extraordinară și foarte, foarte futuristică. Hai să mergem pe aici, pac, îi dăm cu U și cu Y ca să le dăm drumul. Hop! Ne-am luat, mă? Ala e frumos! Acum, știi ce? Eu o să fac o chestie. O să parchez în mijloc remorca. Tractoarele le bag, dar vreau ca remorca să o parchez pe aici prin mijloc. Avem un teren, zic eu, foarte bun de utilizat pentru treaba asta. Și băgăm tractoare pe laterale și în mijloc anexele, de conexiunile, fie ele remorci, windrower și așa mai departe. O să încercăm și chestia asta, că mi se pare interesantă. A, și ia să vedem. Țineți cont că mai avem și cafea de vândut. Băi, avem foarte, foarte multe lucruri. Așa, pe ăsta vreau să-l pun în noul nostru garaj. Dacă nu ați văzut episodul trecut, am creat o zonă pe care vreau să o populez un picuț mai mult pe viitor. Și zona asta se regăsește în partea asta a terenului, în partea de sud a hărții. Aoleu, m-am dus naiba. Și aici vom parca utilajele destinate tăierii, încărcării ierbii, etele, acile. Gorgeous! Așa, semănătoarea, mamă, ce noroc, mai am și semințe. That's bueno, dude. That is nice. Faptul că mai avem încă semințe e gorgeous. Că nu trebuie să mă mai duc eu până în bază, până în fermă, ca să mai am niște semințe. Așa că mergem cu Renault, tractor pe care îl avem închiriat. Să nu uităm că plătim de ne rupem la el, dar nu știu când. Așa, și voi semăna acum iarbă și pe cealalt teren. Ca să vă dau așa o reprezentare vizuală, este vorba despre 57 și 56, iar toată partea asta din 56 nu este semănată cu absolut nimic. Aici am arat, aici este, cred că doar discuit sau, na, nu știu dacă e ceva pe acolo. Dar vreau să pun iarbă pe peste tot, așa că fix asta vom face acum. Pe trenul ăsta mai avem niște iarbă tăiată deja și cred că o să închiriez un windrower special pentru treaba asta. Sau pur și simplu o lăsăm și tăiem peste și se adună. Așa, bun, hai să o deschidem și să selectăm aici iarba. Hai că n-am mai plantat iarba de ceva vreme. Cabbage, lettuce. Hai că acum vine soia, grass, baby, grass. Yes.
Ok, hai să punem de aici. O să pun un pic cu overlap, doar ca să fiu sigur că e absolut tot. Și dăm cu hășuleanu. Da, aici. Normal și normal ar trebui să se ducă pe terenul celălalt. Gen, avem zona asta arată. Ia mă, aici avem ceva pus. E fertilizat 100%. Și atât. Dar nu spune și ce e. Deci se pare că nu avem nimic aici. Suntem, e gol, așa ne arată și pe hartă. Ok, Renault o să semene. Se pare că o ia cu totul. Gorgeous. Așa, o să și fertilizez după, pentru că am făcut acel test și am concluzionat că, într-adevăr, dacă iarba este fertilizată, îți dă cantitate mai mare. Și evident, cu terenuri mari și cantitatea este și mai mare dată, deci se merită să fertilizezi. Claro, claro, claro. Așa, și alt lucru pe care eu trebuie să-l fac, vezi câte lucruri face, faptul că folosim automatizări, faptul că combina asta cu lucru offline. Asta e interesant, știi, să sar dintr-una într-alta și să manageriez toată ferma, cu bune, cu rele, cu câte vine ea. Așa, mi-ați tot spus de header-ul ăsta, faptul că am acel header care merge de, stai așa, cu cât merge ăla, cu 30 de km pe oră, parcă ceva de genul ăsta, îl știu, știu că l-am, dar am zis că nu are rost să-l folosim acum, mai ales că facem upgrade la combina asta, făceam upgrade și la header, devenea prea OP, dar o să-l folosim și pe ăla curând. Așa, dar mai încercăm și altele. Ce s-a întâmplat? Se pare că nu ia de aici? Oare nu-i crescut 100%? Aaaa, asta e. Asta e treaba. Fii atent că nu-i crescut 100%. Exact, scrie growing. Bine, bine. Hai să dăm timpul un picuț. Ia ca e noapte, să vă văd. A crescut acum? Nu! Nici acum. Wow. Ia, până la 12. Vine, ai și luna? Ai și luna, se pare. Ăsta este încă în ultimul stagiu de creștere. Amazing. Bup, să nu fie o eroare, ceva, mă. Încă e pe growing. Dude, what the... Cât ai nevoie? Na. Până dimineața. A crescut la maxim? Nu cred așa ceva, că s-a crescut nici acum la maxim. Bro, ce? Ce? Cum, mă? Uite, aici îmi scrie ready to harvest. Păi ce? Aaa, acum s-a updatat. Păi ce vorbim, bă, băiatule, acolo? Ce vorbim? Hai, dă-i cu hașul ăsta, firară. Mama lui! Stai așa, că acum prețul la cafea s-a mutat un pic. Oh, alea, și vai de mine! Avem un preț de 2156 la cafea? Te-am pupat. Băi, bine, da? Cafea 178 de tone. Bro, ce noroc am dat timpul. It's all legal meal. Asta e un picuț mai departe. Asta este foarte departe. Păi ce facem noi în situațiile în care avem lucruri foarte departe? Depinde. Depinde. Hai să-l folosim pe ăsta, pentru că nu vreau să închiriez altul. Dar în general ce am face în situația asta e să facem un trenuleț, boșilor. Un trenuleț. Dar deocamdată o să-l folosim pe ăsta, că nu avem așa o cantitate extraordinar de mare. Dacă avem un 400 de tone, atunci într-adevăr un trenuleț se merita. Dar așa mai mult pierdem bani. Wow, am cadrat bine, o? Da. Wow. It's very nice. Tabaco? Nu tabaco. Stai că am făcut la tabaco, dar mi-a ieșit. Gata, hai că suntem oarecum pe limit aici. Wow, 80% deja e plin. Păi stai pe că o facem... Stai așa că suntem deștepți. Fii atent, fii atent, fii atent. La 60. Pac, 59, i-a dat stop. Mergem pe teren, descărcăm combina. Mamă, ce repede se umple. Bă, deci... Din, nu știu, cafea o generează foarte, foarte multe grâne. Like, extraordinar de multe grâne. Și dacă vă întrebați de ce am întârziat astăzi cu episodul, uite, că mă uit acum. Eu acum îl înregistrez, este ora 6:08 minute, când eu trebuia să-l postez. Dar m-am luat cu ele, mă, aici, m-am luat cu ele. N-am, dai un tractor de la așa, fain. Normal că mai iau cu ele, normal. Și un linder de la, păi ce Dumnezeului. Dai așa, op. Mamă, deci direcția asta funcționează foarte ciudat la Iveco ăsta. Un pic așa. Da, ce-i drept? Nu o să păstrez, nu o să-l păstrez pe ăsta. L-am încercat. Îmi place foarte mult tactica pe care am abordat-o în seria asta, și anume să închiriem mai mult și să cumpărăm mai puțin. Pentru că așa îți permite să testezi foarte multe utilaje și da, într-adevăr, multe nu sunt excelent făcute, așa că nu-și merită banii, știi? Și nu pierzi nimic doar dacă le testezi. Că le testezi puțin, e ca să zici că plătești o grămadă la ele. Bă, unde mergem? Așa, suntem bine, da? Și eu totele, că pare aici ciudățeacă treaba. La prima... Wow!
Tot la... Wow, deci nici măcar n-a terminat prima rută, prima linie, fâșier, nu știu cum să-i zic. Și se pare că s-a umplut și a pornit de la zero, n-a mai avut un bunker absolut, absolut nimic. Deci cât de tare, o să scoatem de aici la cantitate. Puh, țineți-vă bine. Că o să iasă bini, bini de tot. Am niște planuri de extindere pentru episoadele următoare. Și schimbăm un picuț camazul când vine vorba de terenuri. Să le schimbăm, să facem unele un picuț mai măricele. Bun. Frânescu, haide. Așa. Bun, boșilor, o să rămânem aici. Eu mă duc să vând, profit de prețul ăsta foarte, foarte bun la cafea. Și mă duc să vând toată cafea. Mulțumesc din suflet susținătorilor și voi care vă uitați, vă mulțumesc și voi. Și sunt absolut uimit de feedback-ul pe care l-am primit în ultimul timp. Rata de like-uri versus dislike-uri este mind blown. Este excelentă, așa că mă bucur că vă plac episoadele astea și că mă susțineți chiar și cu un like. Ajută foarte, foarte mult canalul. Până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!